am văzut, cel puțin în vama veche unde am foarte mult timp, cazul strigătoare la cer. Doi copii de 16 ani, doar că aveau niște rucsace în spinare și păreau așa mai în zigzag mergând pe stradă, bă, puși pe burtă cu câinele, cu asta, să-ți intre miliția pe discotecă cu câinii, să te mea, băi, stai un pic, că nu e chiar așa, adică hai să nu pornim de la prezumția de vinovăție colectivă în care noi toți trebuie să ne simțim așa cumva speriați că vine și un milițian să mă verifice pe mine. Păi stai pe neam un pic. În primul rând nu sunt la volan, în al doilea rând dacă nu ai o suspiciune rezonabilă în ceea ce mă privește, nu te poți comporta abuziv, nu poți să mă pui pe burtă, nu poți să răsucești mâna la spate doar că ai tu senzația că în rucsac acolo o să găsești ceva și dacă nu găsești nimic. Bă, fă treaba de prevenție. Că tu nu poți să zici că de mâine, gata de mâine, nu mai fumați de mâine, că nu o să se lase nimeni sau nu vă mai pasilați de mâine. Că e imposibil, adică asta e o, o, o utopie să crezi asta. Dar măcar, du-te bă la festival și spun față pe copii tati. în primul rând când voi rău, recunoașteți ce ați luat. Pentru că recunoscând ce ați luat, medicul care o să vă trateze știe ce are de făcut cu voi. Nu vă speriați, adică nu, 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 nu vreți să vă înhibăm ca voi să spuneți că ați mâncat stricat. Că dacă ați mâncat stricat și vă dă la o pasită de indigestie, buriți oricum, că nu înțelegeți și atunci tu nu trebuie să sperii pe copii. Trebuie să-l încurajezi, în primul rând, să știe ce are de făcut și dacă a consumat o substanță, să știe să nu o combine cu altă substanță, că ar putea din combinația să-i fie mult mai rău decât dacă nu. Când îi e rău să se ducă la medic, adică e o chestiune de respect. Prin interesul părinților al societății față de copii trebuie ca ei să fie în siguranță. Real. Nu utopic. Salut! Sunt Vlad Bils. Vă uitați la Hai! ...live! Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod de High Life Podcast. Astăzi o să vorbim cu Oreste despre ce înseamnă să conduci în România, să fumezi, dacă se întâmplă sau nu să fii sub influența lucrurilor. O să discutăm și despre nivelul de responsabilitate în rândul tinerilor, despre fericire și despre alte lucruri care ne trec nouă prin cap dacă avem sau nu nevoie de mașină în aceste vremuri tulburi. Mulțumesc sponsorilor noștri de la Planet 420 pentru vape cu CPD, băieților de la Trepower pentru tricoul ăsta cu ursul, cu borcanele Inasteri Night de Van Gogh. Dacă doriți și voi vape și tricouri, aveți codurile Highlife 20 și Highlife 10 pentru Planet 420 și Trepower. Mulțumim încă o dată sponsorilor, haideți să dăm drumul la podcast, salut oreste! Mulțumesc că ai venit, Oreste. O plăcere. Mi-am dorit foarte mult să vorbim, să batem cumva fierul cât e cald despre legile acestea cu condusul sub influența diferitor substanțe, cu testele care se fac șoferilor sau nu și dacă este drept ceea ce se întâmplă în România, dacă este corect sau nu. Și pentru că am vrut mereu podcastul ăsta să fie ceva mai empiric din experiențele personale, dacă ai putea să-mi povestești puțin din experiența ta personală cu condusul, fumatul, testele care se fac șoferilor? Da, nu știu, crezi că mai putem spune ceva nou ce nu s-a spus deja? Știu că, a... știu că oamenii au văzut în presă câteva lucruri despre tine, că ți s-a luat carnetul și dacă ai dori să ne povestești puțin despre episodul da, acela. Chestiunea e foarte simplă, am fumat un joint cu 48 de ore înainte de a fi oprit în trafic. La vremea respectivă, habar n-aveam că remanența THC-ului poate ține până la 3 luni, deci puteam să fumez și cu două luni jumate înainte. În România nu se face diferența semantică între a conduce sub influența a ceva sau cu un procent de substanță în sânge. THC-ul este activ 4 ore, orice expert medical ar putea să confirme acest lucru, adică timp de 4 ore, ești într-adevăr, funcțiile tale cognitive, reflexive sunt alterate. Deci, ca să fim semantici foarte corect, dacă conduci în 4 ore de când ai fumat, te afli sub influența substanțelor psihoactive. La 48 de ore nu te mai afli sub influența substanțelor psihoactive, în schimb, ai THC-ul în sânge. Și, cum spuneam, el rămâne și până la 3 luni. Și atunci această diferență semantică nu este uzitată de către autoritățile din România. Dar dacă legea spune 0% alcool, 0% substanțele ABCDFGH și GKLM, oricum ele se reînnoiesc de fiecare dată și atunci rămâne totuși un handicap de control al autorităților, și una peste alta m-am supus <laughs> rigorilor legii, am și plătit uh, o taxă de 2000 de lei aproape pentru a urgenta buletinul de analize, atât de repede l-am urgentat încât într-un an jumate mi-au ieșit uh, rezultatele de la IML. Am uh, fost judecat de onorată instanță și am obținut o amânare a unei pedepse cu control judiciar, în sensul în care dacă în răstimpul acesta de 2 ani nu se mai întâmplă un incident asemănător, se prescrie o faptă care oricum este cel puțin ciudată din perspectiva conducerii sub influența a ceva. Că doar nu eram nebun să mă sui la aproape 50 de ani alterat neuromotor. Așa. Dar în sfârșit asta este legea din România, că e dreaptă, că e nedreaptă, vorba înțeleptului Solon, o lege, oricât de proastă ar fi, e mai bună decât o fără de lege. Și atunci am obținut permisul înapoi după aproximativ 2 ani. După 2 ani de când s-a prescris fapta și cu tot cu nu, anul la jumătate? Nu, de când au ieșit analizele, deci am așteptat un an jumate analizele, după care, încă o, ani jumătate, care... o jumătate ah, de okay. an a durat spre un an a durat procesul. Deci una peste alta, doi ani jumătate de când mi s-a luat permisul, am stat uh, pe dreapta. Când s-a întâmplat asta cu permisul, te-au testat domnii polițiști să vadă dacă ai reflexele de în Absolut, da, nu, polițiștii am fost testat, acuitatea reflexelor face parte din interogatoriul medical de data asta de la IML. Eu am explicat atunci că, înțeleg, deja n-am știut că remanența THC-ului este atât de, de mare, N am avut nimic de, de comentat, însă evident după 48 de ore e ca și cum mi-ai spune -mi tu mie că dacă am băut o bere acum și mă oprește peste 3 zile, sunt sub influența alcoolului din sânge. Alcoolul se evaporă mult mai repede. Alte substanțe mult mai periculoase care te și predispun la o agresivitate la volan și alea sunt mult mai volatile decât THC, adică 4, 5, 6, 7, 24 de ore, au ieșit din sânge și atunci nu, nu te supui incidenței unei legi care este ciudat formulată, mă rog, da? Și nu sunt eu cel mai în măsură să comentez asta. Și nedreaptă cumva pentru oameni, pentru că dacă oamenii dorm, mănâncă, se relaxează, trece o zi, două și după aceea se suie la vâna nu e de parcă sunt un pericol pentru cineva? Problema, bun. pentru că eu am discutat și cu niște medici, cu niște avocați care erau specializați în subiectul respectiv și eu sunt un caz cât de cât normal, hai să spunem. Dar sunt, de exemplu, culturiști vegani care și-au necesarul de proteină din proteina de cânepă pe care o pot cumpărat de la orice fel de magazin de suplimente sportive. Ai luat uh, proteină din cânepă, în patru ore dacă te oprește poliția îți iese peste 0,0% THC, este iese 0,001 uh -huh. THC, conform legii din România, dosar penal. Dacă ai consumat un ceai de cannabis pe care tu îl poți achiziționa cât se poate de legal de la o, absolut orice plafar sau ceainărie, într-un interval de două ore ți se modifică procentul de 0,0 THC în sânge, dosar penal. Inhalezi pasiv într-un spațiu închis, în care, să zicem, niște tovarăși de-ai te fumează un joint, timp de o oră, jumătate, două ore, deși tu n-ai fumat în viața ta, ți s-a modificat parametrul de 0,00 dosar penal. Și atunci lucrurile pot fi privite și din perspectiva unei stupidități, n-aș spune nedreptate, neapărat de o prostie. Pentru că oamenii doar mâncau cânepă și luau suplimente, nu e de parcă făceau ceva ilegal sau inhalez de la alți oameni, adică ei nu au pus în pericol viața nimănui în această vânătoare de vrăjitoare care se întâmplă acum cu carnetele și da, șoferilor. Știți ce mi se pare de-a dreptul bizar în toată chestiunea asta, dincolo de aspectul heirupist, socialist. Capul al... lui Moțoc vrem. Da, al unor uh, decidenții din interiorul Ministerului de Interne și uh, politicieni care habar n-au despre ce este vorba, dar pot să speculeze electoral un subiect. Și sigur că după teribilul caz vălat Pascu din 2 mai, cineva a găsit de cuvință mai din zona PNL-ului să capitalizeze politicul așa zisă luptă împotriva consumului de droguri. Ceea ce știți o prostie că nu de la consumator pleacă consumul de droguri, ci de la traficanți. Și dacă vrei într-adevăr să combați consumul drogurilor de risc sau de mare risc sau de risc moderat întrucât consumul de THC este legalizat în mare parte din țările Uniunii Europene, inclusiv în Germania, inclusiv în Belgia, inclusiv în Olanda. Dar hai să zicem, dacă ai vrea să fii într-adevăr un cruciat împotriva traficului și consumului de droguri, ataci vârful piramidei și ăștia sunt traficanți, iar traficanții ce să vezi în colegi de partid uh, sunt polițiști, sunt procurori, sunt parte din sistem că ei sunt uh, verigile cele mai importante de ei, nu se atinge nimeni niciodată, dar în schimb un băiat cu un rucsac uh, care merge un pic împleticindu-se la vama veche, este dușmanul public numărul 1, 8 jandarmi cu trei câini, îl culcă pe burtă și îl percheziționează și a uite așa se, se luptă cu drogurile. Da. Și dacă mai are și pantaloni colorați și largi și borsetă, îi țintă sigură și pălărie uh, Și dacă mai ala, are, ala are și o plantă întipărită pe tricou, că n e un icon folosit <laughs> încă de la Woodstock încoace, coace, atunci cu siguranță este un tâlhar care trebuie pedepsit. Dar ceea ce mi se pare de dreptul bizar și ticălos dacă vrei cu adevărat, este că dacă noi ne uităm pe o listă a principalelor patru evenimente rutiere care spun viața în pericol, o să constatăm că conducerea sub influența alcoolului sau substanțelor psihoactive este pe locul 5. Cel mai periculos pentru traficul rutier este vitezarea adecvată pe locul 1, traversarea prin locuri nepermise pe locul 2, conducerea agresivă pe locul 3 conducerea fără o școală de șofer bine asumată și am avut atâtea cazuri cu permise luate așa de acasă, de pe la Pitești, Ploiești. Da, era așa. vorba aia, unde ai făcut școala de șofer la Pitești, la modul ca acolo se lua cea mai mare șpagă și, și a... de acolo a rămas vorba. Și atunci dacă top 4 evenimente rutiere nu includ consumul de alcool sau de substanțe la volan, de ce începi? Uh, hai să zicem, lupta asta pentru siguranța cetățeanului și siguranța traficului rutier de pe locul 5. Hai să începem cu locul 1. Hai să vedem ce înseamnă să conduci inadecvat, să conduci agresiv, să conduci impostor, adică tu ți-ai permisul prin plic și n-ai făcut o oră de, sală sau de, tra de traseu în viața ta. Să ai și... drumuri adecvate unde să și conduci, că România e pe primul loc la numărul de, la mortalitatea pe drumuri ale șoferilor la mia de locuitori, peste țări unde se fumează iarbă și se consumă mai multe lucruri peste Belgia, peste Spania, peste Olanda, peste alte țări unde se consumă mai multe lucruri, dar nu se moare pe autostrăzi, la fel ca în România, care nici nu prea are autostrăzi Absolut. atât de multe. Nici n-am mai spus de precaritatea drumurilor, că e o cauză pe care o cunoaștem cu toți. Lipsa sensurilor de mers, lipsa marcajelor, chiar și acolo, în cazul 2 mai, Sigur că e culpa foarte mare a unui băiat care chiar era alterat de substanțe care consumase în mai puțin de patru ore. Deci acolo se justifică conducerea sub influența unor substanțe. Dar trebuie să pui în ecuație și uh, iluminatul drumului public care nu există, lipsa marcajelor, lipsa unui trotuar sau unei benz pe care ar fi putut să meargă pietonii respectivi și așa mai departe. Dar așa au considerat niște domni că cam de la PNL sunt ultimii doi ministri de interne, să câștige voturi în comunitățile neoprotestante, din care provinii Sălași, Bârlad, mă rog, în zona, zona transilvană, așa, unde din lipsă de informație și într o țărănie nevindecată încă în high life-ul românesc, mai poți păcăli niște bătrânele să-ți dea votul. E o ticăloșie. Și o prosie în același timp, pentru că acum tu nu poți să dai o lege dacă n-ai condiții de necesare respectării. Și atunci, atunci, dacă vrei să -mi test, mă testezi pe mine și îmi spui că în 72 de ore, dacă îmi vine rezultatul, vedem dacă am luat urofen sau bixtonim <gâng> sau chiar m-am alucinat cu cine știe substanțe, nu ai această posibilitate până nu ai de ce dai legea. De ce să pui pe drumuri niște oameni să îi scoți din pâine niște șoferi care pot, chiar pot trăi din meseria asta dacă tu nu ai toate instrumentele necesare să fii foarte profesionist? Adică să-mi spui, da, domnule, te testăm, asta a ieșit, te-am pupat la revedere, dar dacă tu nu ai capacitatea asta. Păi dacă eu am plătit o taxă de urgență, care e 2000 de lei, aproape 1700 și ceva de da, lei. Da, un salariu minim în perioada aia în România, nu e chiar Pentru de a iconul. urgenta, adică a, a, a accelera procesul obținerii rezultatelor de fost la email. Urgentat într -un Nu urgentat într-un an Nu a jumătate. fost și când am întrebat de ce, mi s-a spus, domnul, să da, știți că înaintea mea să mai avem 80 de mii de cazuri. Noi suntem o mână de oameni aici care procesează informațiile astea. Plus că mi-a spus și pe judiciar și pe procurorul respectiv. Doamne, durează mult pentru că sunt zeci de mii și nici nu sunt laboratoare în țară. Și nu sunt laboratoare, nu sunt oameni care să proceseze treaba asta. Legislația este, da, boule. E și o afacere cumva că dacă înmulțești 80 cu 400 de euro de fiecare taxa de urgentare, ieși vreo 3 milioane 200 Am de mii de euro. prieten doar în din care n-a plătit taxa de urgentare și face anul ăsta 6 ani de când așteaptă rezultatul de la IML. 6 ani. Norocul este că s-a mutat în Anglia, unde și-a obținut permisul de conducere britanic. Nu poate conduce în România, dar nici n-a mai venit de atunci pe aici. Da, corect, pentru că oamenii la un moment dat simțindu-se persecutați cumva, de ce spuneam că e o nedreptate? Pentru că agonia șoferului doar abia atunci începe. Adică, ok, ești oprit de poliție din drumul unde mergeai tu la familia ta oriunde și obligat să schimbi direcția către INML sau în altă parte, după care trebuie să renunți la mașina pe care ai cumpărat-o din banii tăi și zici am dat mii de euro pe mașina asta ca să ce, ca să se depună praful pe ea în fața blocului, ce fac cu ea acum dacă nu o conduc, nici nu mai ai alternative și mai ești, sunt oameni care sunt căutați pe la parchet, pe la serviciu de probațiune, prin tot felul de locuri pentru ce că le și rămas Și cum poți sânge? să faci diferența totuși, și, și aici nu are nimeni din partea autorităților române un răspuns, între un individ care nu a consumat substanțe psihoactive niciodată, dar a luat proteine de cânepă, a băut de cânepă sau a mâncat uh, uh, nu știu, o acadea care uh, sau a uh, fumat CBD, care este legal, dar el apare în sânge, tot ca un derivat de THC, față chiar de un uh, uh, tip care nu a consumat și se și află. Cum poți să faci diferența între ce înseamnă să fii când substanța este activă în sânge, față de remanența despre care vorbeam mai devreme, care este inactivă? Adică dacă eu am THC 3 luni în sânge și n-am fumat deloc și tu mă oprești pe mine. Cum pot să spui că am condus sub influența ceva ceea ce am consumat acum trei luni? Adică sunt niște subtilități, sunt niște interpretări ne băgate în seamă de niște indivizi tovarăși, că ei sunt tot în specia aia de tovarăși milițian. O tova, așa, păi pus pe butuci și uh, ul ăla, pentru că poate au de procesat și alte analize, nu doar da, să cu mai grave. sute de mii de dosare de șoferi care sunt suspecți că ar fi condus sub, sub uh, substanță psihoactivă. Sau și grăbi cu ordonanța asta, ai și prost după care au zis, stai, că să ne mai gândim, adică este o... e o bătaie de joc. Corect. Și dacă sunt oameni care chiar au fumat iarbă, poate sunt oameni care au fumat într-un cadru legal în altă țară, în Olanda, în Germania, unde ei și bon pentru iarba aia. Și dacă o fumezi în România, să zicem, nu e chiar așa un mare pericol pentru societate, să zici că ai pus în pericol viețile oamenilor, dacă ai făcut asta cu o săptămână înainte să te uiți la, la volan cu uh, câteva zile. Da, și acum cine studiază un pic fenomenul consumării de substanțe psihoactive, constată că cannabisoidalele sunt pentru boșorogi, adică cei din generația plus 35-40 mai fumează iarbă. Iarba care este naturală, dacă e și crescută într-un anume sens, are, este studiată foarte bine. Sunt atâtea studii care arată că nu sporește agresivitatea, din potrivă te inhibă, chiar dacă te sui la volan, să zicem, în timpul celor patru ore de, alterare. Ești mult mai rezervat, conduci mult mai prudent, mergi cu viteza întâia, te depășești melcul. Da, pe mergi astea. cu 40 la oră, simți de parcă mergi cu 80 <laughs> da. la oră, nu mai ai tu chef să accelerezi mai mult de atât. Partea proastă este că substanțele noi pe care le folosesc de regulă tinerii, tocmai pentru a scăpa nu, de grila unui dracte chinezesc cumpărat angro prostesc, și pentru a nu intra sub incidența legii, ea consumă tot felul de chimicale și tot felul de produse de sinteză, de simbioză pe care le fac niște elevi buni la chimie în căzile lor personale și care chiar te și prăjezi neuronal de să, să sistemul neuronal și alea nu apar. Până se recalibrează lista substanțelor interzise, e un moment de inerție de câteva luni în care chiar niște bombe și potențial pericol public pot circula liniștiți pe străzile din România pentru că nu sunt depistabile. Și asta e obligă pe inventiv să găsească de fiecare dată să fie cu un pas înaintea autorităților în a mai inventa nu, o combinație chimică între 3 sau 4 substanțe care sprăjesc creierul. Adică Chiar și LSD-ul e o substanță care este foarte mică, este a mii parte dintr-un gram și atunci este foarte puțin detectabilă, deși date poate prăji să vezi uh, trecia de pietoni numai în dreptunghiuri cum se mișcă și să vezi totul 3D ca în Minecraft când te uiți la volan pe 250 de microdos, nu se este atât de detectabilă în testul acela de suflat. Deci nu este o legătură că poți să detectezi absolut orice. Cele mai periculoase sau mai prăjitoare substanțe nu pot fi detectate atât de ușor cum e cannabisul. Da, una peste alta, sfatul meu pentru toți cei care știu că au fumat uh, cannabis într-un interval oarecare, trei luni de zile, uh, să renunțe la obicei, și dacă vor să conducă, să conducă pe 0.0THC ca să nu aibă sau să nu intre sub incidența legii. Ceea ce, până la urmă, într-un fel sau altul, nu știu dacă e mai rău sau poate fi chiar bine. Uite, eu, de exemplu, de la acel joint care m-a ținut aproape 2 ani și fără, fără permis, nici nu am mai consumat ceea ce... El a fost ultimul joint atunci? Da, a fost o, o ultimă țigară uitată într-un colț cu etajeră. Ceea ce, mă rog, nu e neapărat foarte rău. Deci, ta și ajutat cumva, dar a fost și un proces mai de durat, adică după ce ți-au luat acele probe, te-au mai chemat la aprobațiune, la audier, da, eu, la ceva. Oficierul judiciar are dreptul în cei doi ani de zile în care te afli sub probațiune să te verifice incognito, să te trimite chiar și la analize, să treacă pe la tine dintr-o dată să se uite, atent în scrumieră. Sigur că n-a fost cazul la mine. E, și nu cred că e cazul că na, se uite și la seriozitatea sau la CV-ul neinfracțional al cuiva. Că acum, dacă ăsta a fost singurul incident care chiar nu a pus viața nimănui în pericol, pentru că nu, după 48 de ore nu te afli sub influența niciunei substanțe. Adică nicio substanță nu poate să fie activă mai mult de 4-5 ore. Da. Da? Și el diu și aia hoasca și tot Ei, ce... la mai poate 8-12 ore, dar da, depinde domne, cât da, e da, discutabil. da, da. da. 48 de ore nu există nicio substanță care să te mențină alterat. Nu există, no. adică. Și atunci dacă autoritățile unui stat deștept ar fi bă, avut consultanți din lumea medicală, ar fi avut niște consultanți din bă, lumea vestică, micro sau macrochimiei, dacă ar fi studiat legislația altor țări și ar fi făcut o lege într-adevăr să fie spre folosul tuturor și nu doar o vrăjeală de capital electoral a unor țărănuși care cred ei fiind milițieni că impresionează niște bătrânele de la ei din sat cum se luptă ei cu drogurile, lucrurile ar fi fost foarte bine și toată lumea ar fi fost mulțumită. Numai că în România, ca din păcate de obicei, cei care au puterea asta de decizie și cei care ne direcționează cumva și destinele noastre sociale, sunt ori fundamental nepregătiți pentru treaba asta, ori de-a dreptul ticăloși. Și eu cred că în ceea ce privește situația asta despre care vorbim noi, sunt combinate amândouă 50-50, adică sunt și incompetenți și ticăloși. Ce pot eu să-i sfătuiesc pe oameni? Bine, asta cu trei luni, da, să stai fără să conduci. Dacă să zicem e cineva care fumează iarbă constant, fumează un gram de iarbă în fiecare zi, o lună de zile, da, durează mai mult să se elibereze din sânge. Dar dacă e cineva care de fel nu fumează în România și merge, să zicem, într-o vacanță în Olanda, în Germania, și fumează acolo câteva zile. Cel mai sigur mod de a vedea dacă mai ai sânge sau nu este să îți faci tu personal ca și șofer analizele de sânge la Sinevo sau în orice altă parte și îți vin analizele în două zile. E, e adevărat și dacă pe drag testul care aproape 50% din rezultate sunt fals pozitive, cum există și rezultate fals negative? Au fost cazuri în care unii erau drongălăi mortălăi la volan și nu i-a dat drag testul fals negativ a întâmplat și asta. Uh, miliția poate să spună, domnule, noi nu recunoaștem, nu avem omologate aceleași drag testuri, aceleași analize și uitați la noi pe drag testul și cu 0,001. Ați depășit pragul legal de 0,000 dosar penal. Cum poți tu să combați treaba asta? Tot prin proces, tot prin avocați, tot un an jumate, tot doi ani. Adică cel mai sigur, cel mai sigur, uh, ar fi să fii conștient de ce ai îngurgitat și dacă totuși nu te-ai putut abține, măcar termenul la cel mai lung de până la trei luni de zile, să rogi pe cineva să conducă în locul tău sau să, nu știu, e un taxi. Ce ziceam eu de analize, mă referam la analize la sânge, adică oamenii la clinicile astea de recoltare îți iau o probă de. Da, dar de, nu recunoaște decât ceea ce pă, Ui, da, da, vine loc. de la laboratorul IML. Da, dar drog testul lor poate să îți dea că ai consumat și dacă n-ai mai fumat de 2 ani de zile. Se întâmplă ha. și nivelul acesta de eșoare. În oricare caz, vei fi dus să-ți se ia probe de sânge de la laboratoarele lor, care o să dea negativ până la urmă dacă tu deja ți-ai mai făcut un control la sânge și ai văzut că da. nu mai ai nimic în sânge. Da, uite, vezi, bă, în cazul în care durează una an jumate, IML-ul să-ți scoate analizele. Tu, dacă te duci și spui, mitiție, domnule, vreau să-mi iau probele astea de sânge mai repede și le plătesc la un laborator particular, adică de ce trebuie să aștept la mele? O să vezi că răspunsul este că ei nu recunosc decât uh, Institutul de Medicină Legală care poate valida dacă ai sau nu ai. Ca și toată lumea ar fi zis, bă, dacă să stau 2 ani jumate să aștept, nu mai bine mă duc la Sinevo, Regina Maria, sau să mai spună și tu vreo două, să nu facem reclamă neapărat. La life, așa. Contele Dracula și așa da, mai departe. Așa, da, și dar, vin dar... cu rezultatul și te-am pupat la revedere. Deci pe dracte sunt tău, care nici măcar nu e omologat internațional recunoscută. E niște chinezării de 3 lei în care niște tot și au făcut niște șpăgi imense că au cumpărat milioane, zeci, sute de milioane de tracte. nu sunt uh, calibrate corect. Uite, domnule, mi-am făcut analiza de -a sânge. Nu s-a întâmplat chestia asta. Adică aici e un lanț al slăbiciunilor care probabil a băgat în buzunarele unor uh, tovareși care în mod sigur se ocupă și cu traficul de droguri, ca așa e în tenis, uh, nu au fost interesată acuratețea asta. Că dacă era autoritatea statului român interesată chiar de acuratețea chestiunii, de grija față de cetățean, de respectul, în primul rând, față de cetățean, n-ar fi făcut suma mizerilor pe care le-au făcut și le fac în formă continuată. Corect. Păi, în România. Tinerii cumva cred că legile sunt pentru fraieri pentru că se uită la ce e în jur. Nu s-a mai confiscat niciun gram de nimic în portul Constanța de 2 ani. Oamenii care își permit sunt în Parlament și au pile și relații, pot să fenteze legea cum vor. Și atunci de aia se pare cumva că ești persecutat, că pare că doar fraierii respectă păi legile. Pare și chiar asta. ești persecutat. Eu am văzut, cel puțin în Vama Veche, unde îmi petrec foarte mult timp, cazul strigătoare la cer doi copii de 16 ani, doar că aveau niște ruxace în spinare și păreau ei așa mai în zigzag mergând pe stradă, puși pe burtă cu câinele, cu asta, să-ți intre miliția pe în discotecă cu câinii, să te mire, băi, stai un pic, că nu e chiar așa, adică hai să nu pornim de la prezumția de vinovăție colectivă în care noi toți trebuie să ne simțim așa cumva speriați că vine tovarșul milițian să mă verifice pe mine. Stai pe nene un pic. În primul rând nu sunt la volan, în al doilea rând dacă n-ai o suspiciune rezonabilă în ceea ce mă privește, nu te poți comporta abuziv, nu poți să mă pui pe burtă, nu poți să răsușești mâna la spate, doar că ai tu senzația că în rucsacul ăla o să găsești ceva și dacă nu găsești nimic. Da, corect, sau să fii un fel de vrăj, vânătoare, de vrăjitoare, că tragi așa gloanțe oarbe în aer și vezi dacă ai lovit ceva sau nu, mergi după copii la baie și aștept să iasă copiii din baie ca să-i percheziționezi. Ca da, să te nu duci necesar. la... Uh, uh, petreceri de liceeni în in să intri pe ei pe toalete, să vezi ce fac ei acolo, asta este o, o bizerie, adică e o, o, barbarie. Corect, 1984 ca în George Orwell, adică <laughs> nici la baie nu mai ai liniște da. că ce, că nici dacă, intrau, dacă nu intră doi oameni într-o baie sau ceva, ce fel de suspiciune rezonabilă ai Iar, ca să vedem ce fac ce, copiii acolo. Cel mai stupid lucru este că acești tovarăși milițieni au senzația că ei combat consumul de droguri cu pliante și și-au niște firme de casă, comandă miliarde de exemplare de niște pliante stupide în care ești învățat pe patru fraze așa că cât e de nasol te droghezi. Și tu te duci și partea aceste pliante unor copii oriunde ar fi ei. Și așa gata, tu ți-ai făcut datoria ca autoritate. Să doamne te-am informat că drogurile pot ucide. Și gata. da am dat pe pliantele alea nu știu câte sute de mii de euro sau dacă chiar milioane. Și copiii nici nu citesc pliantele sau Sau își fac un joint în ieri, acum Vine unul burtos, transpirat, cu față de milițian și te învață el pe tine. Fac șantier din pliantul ăla să curgă mai bine uidul cu uid în el. Și atunci atât de simplu ar fi fost să ia și exemplele unor țări civilizate din Uniunea Europeană care să chiar se gândesc la, copii, la siguranța copilului. Că într-adevăr e un flagel ăsta al consumului de substanțe narcotice pentru copii. Dar măcar, bă, fă treaba de prevenție. Că tu nu poți să zici că de mâine, gata, de mâine, nu mai fumați de mâine. Că nu o să se lase nimeni sau nu vă mai pastilați de mâine. Că e imposibil, adică asta e o, o utopie să crezi asta. Dar măcar, du te la festival și spune-mi față pe copii tati. În primul rând, când voi rău, recunoaște ce ați luat. Pentru că recunosc, când ce ați luat, medicul care o să vă trateze știe ce are de făcut cu voi. Nu vă speriați, adică nu, 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 nu vreți să vă înhibăm ca voi să spuneți că ați mâncat stricat. Că dacă ați mâncat seca și vă dă la o pasită de indigestie, buriți oricum, că nu înțelegeți și atunci tu nu trebuie să sperii pe copil. Trebuie să-l încurajezi, în primul rând, să știe ce are de făcut și dacă a consumat o substanță, să știe să nu o combine cu altă substanță, că ar putea din combinația să-i fie mult mai rău decât dacă nu. Când e rău să se ducă la medic, adică e o chestiune de respect. Prin interesul părinților al societății față de copii, trebuie ca ei să fie în siguranță, real, nu utopic. Și atunci, fără așa fel încât, într-o formă cât se poate de acceptabilă ca limbaj pentru ei, ei să înțeleagă la ce riscuri se supun dacă consumă substanța aia, dacă o combină substanța aia cu altă substanță sau cu alcool, care sunt simptomele, dacă se simte rău, ce are de făcut și, și așa mai departe. Și atunci na, e exemplu țărilor care asta fac. Trebuie să fie și o societate mai deschisă la minte ca să fie pregătită să primească răspunsul copilului. Pentru că dacă trăiești într-o societate mai închisată, cumva mai închisă ca România, unde află părinții, ai băgar ce și te spar cu bătaia și nu mai ești niciodată din casă sau uh, merge poliția pe lângă corturile de prim ajutor și de la aliar și de la toate lucrurile astea ca să te percheționeze. A, ah, păi mi-e rău că am consumat drogul cu tare. Păi și mai ai drogul cu tare? Ia scoate ce mai ai pe de la da. tine. Da, adică e o prostie teribilă și o incultură clasă a autorităților care ar fi putut să ia exemplu, de exemplu, al Statelor Unite. Statele Unite în perioada 50-60 se comportau absolut la fel ca autoritățile din România din 2024 și au eșuat total și fundamental în combaterea consumului de droguri. Și atunci au venit niște băieți mult mai deștepți și au zis, stati hai să le categorisim, hai să le punem pe toate pe palierele respective, să dezincriminăm consumul, pentru că consumul nu te poate face penal. Dacă n-ai comis nicio fără de lege, ci pur și simplu ai consumat o substanță, asta nu e penal nicăieri în lume. Încriminează trafic, încriminează rețelele, tot ce ține de aspectul infracțional al lanțului de până ajunge la consumator. Pe consumator tu trebuie să-l ajuți. Să... E o victimă consumatorului, nu e un inculpat în toată povestea. Bineînțeles. Și nu rezolvi nimic, era consumatorul, e ultima verigă din lanț. Nu poți să încep cu el. Începe cu dealerul principal. Dar -are, -are, cineva curaj să înceapă cu dealerul principal, că s-ar putea să aibă mari surprize și să constate că ori șeful de partid, ori colegul, ori domnul deputat, ori domnul senator, ori chiar domnul procuror, ori chiar domnul ofițer de la nu știu ce serviciu, sunt cei care urmăresc intrarea mărfii în port până la consumatori și ei dețin infograma tuturor rețelelor pentru că sunt miliarde de dolari la mijloc. Sunt oameni care sunt și antivestici așa în gândire și îi zic ce Statele Unite că dacă te duci acolo sunt numai drogați, mergi în Los Angeles vezi de ea care bagă fentanil și stau cu cărucioarele în schidrow și trăiesc într-un cort. Mai sunt și aia, dar sunt în societățile alea chiar de la periferie, adică dacă vedem fotografiile alea cu americani zombizați și credem că ei umblă pe străzile din New York, așa, e o, un fake news, este o propagandă rusească proastă. Îi găsim pe oamenii ăia, dar îi găsim sub niște poduri, niște maghinițe într-o într periferie teribilă. E o lume și acolo. Ce să faci cu ei să-i omori? Ăia sunt. Deci nu e doar pentru că au dat frâu liber substanțelor să găsești boschetari și homeless și crackheads în centrele, în marile certe urbane. Cum se întâmplă la un nivel mai mic și în România, dacă stai să te gândești la zona Unirii Romane și așa mai departe? Am mai vorbit noi în podcastul de data trecută când autoritățile din România au legalizat acele substanțe și s-au fost deschise magazinele de legale. Da. Uh, orice studiu chimic pe orice substanță de acolo ar fi relevat că ele sunt mult mai dăunătoare și mult mai periculoase și chiar devastatoare pentru sistemul neuronal față de un banal cannabisoidal. Corect. Și atunci tu e incriminat o substanță care nu te afectează într-o asemenea măsură și îl bași pe ăla la pușcărie, dar pe ăla care vinde niște otrăvuri tip verde de Paris, care îți creierii după trei fumuri și creează și un nivel de dependență care te strânește la violență și vezi ce ravagii faci, palele ți legale un an și ceva ca să facă niște tovare niște bani. Nu se poate. Și le și crezi dependență unor tineri care după aia, după ce le ilegalizezi și palea, tot palea o să le vrea în continuare. Că și în America legalizezi după nu știu câți ani iarba ăia care sunt crackheads și fentanylheads, heads, tot mizeria aia pe care o trăgeau 5 ani, tot pe aia o să vrea și atunci să o fumeze, no. după ce i-ai lăsat atâta timp în, în izbeliște eu am ascultat și alți specialiști, eu nu mă pricep neapărat treaba asta, eu așa, doar din experiența personală ți-am povestit și mă rog, dar sunt niște specialiști din zona medicală care au spus, domnule, în primul rând nu poate fi o ștanță, pentru că oamenii răspund la substanțe foarte subiectiv. Adică, de exemplu, o să luăm un cazul unui pahar de vin. Un pahar de vin pentru un individ poate fi comalcolică, pentru alt individ, patru sticle de vin ar putea să aibă efectul unui singur pahar de vin. În funcție de cum procesează ficatul, ce enzime și atunci, Toleranța. Da, toleranța. Și atunci tu nu poți să pui o ștanță, o standardizare din asta. Tu trebuie să creezi o, o plajă în care să spui, bă, e periculos, cum era pe vremuri. Vezi că legislația pe vremuri era mai bine gândită, chiar dacă venea din comunism. Adică a fost, de exemplu, în cazul alcoolului, până la 0,4% alcool în sânge. Acum e 0,0. Sunt țări în lumea asta și mai ales în Europa care nu a, pot accepta că la un prânz, de exemplu cum e în Franța, nu bei un pahar de vin. Sau în Germania, dacă lângă un cârnac cu varză nu bei și un pahar de bere. Păi dacă ai băut un pahar de vin sau un pahar de bere și ai 0,3 alcool în sânge, asta nu înseamnă că tu nu poți să conduci. Da, ai o, o minimă limită după și care... Și atunci fă spune. o limită, adică zi, bă, între 0, 0 și 0,4 la alcool. E decent, pentru că faci o statistică și poți să vezi treaba asta, că ai atâtea studii la dispoziție. Ai sub, consumat o substanță psihedelică sau care dacă ai 0,01 până la 0,05, bă, nu ești... Cine știe ce pericol social Incapabil să, să, să pui în pericol să, da. oamenilor. Și atunci dă măcar niște parametri. Și atunci dai depășit parametri respectivi, bă, penal, fă ce vrei tu, e o, infracțiune. Dar de la zero, de la zero nu se poate. Nu se poate în cazul ăsta. Sunt medicamente cu pseudoefedrină, sunt medicamente cu efedrină, sunt medicamente pentru diabetici, sunt medicamente pentru un spectru foarte larg de boli, care au un procent de substanță care îți apare în sânge și care poate induce în eroare drag testul și apoi analize de sânge și ți se face dosar penal doar pentru că ai diabet. Și e un tratament medicamentos și toată viața ta e condus, nu ai avut nicio problemă și acum a venit o lege care spune că de mâine tu ești un pericol public. Asta este o prostie, rar mi-a fost dat să văd, E una dintre cele mai imbecile decizii pe care le-a putut lua cineva. Și legile se strică de la an la an, nu numai că erau mai bune legile venite cumva din comunism, dar și legile de acum 10 ani. Deci dacă te uiți la momentul 2014 când s-au relaxat cumva pedepsele astea pentru tot ce înseamnă droguri și substanțe și momentul 2022-2023 când au devenit mult mai proaste ca acum 10 ani, se duce cumva în jos curba asta legislativă în Uita România. Pentru că era incriminarea bă consumului, se spunea și România intrase că era un spiritul legislației europene. Bă, dacă ai până în 4 grame, 5 grame de orice la tine, nu poți să fii încadrat la trafic internațional de droguri, că nu în cretini. Și atunci, cum e în Germania, cum e în Olanda, cum sunt și în alte țări europene, dacă ești un consumator, să zicem, de THC, de cannabis, da? Și te-a prins poliția cu 3 grame la tine, ai dreptul de consumator. Acum dacă din 20 de țigări una e un cui și tu ai 19 țigări într-un pachet și un cui, tu ești încadrat nu, ca infracțiune la trafic posesie și trafic de droguri, pentru că polițistul poate să zică, bine, dar dacă ai țigarea asta și o dai al cuiva, nu înseamnă că e trafic, bă, prin nebun. Și dacă eu dai, asta înseamnă cu adevărat trafic de droguri, adică oamenii care trafichează chile, tone, nu pățesc nimic și oamenii își ia cineva să consume 5 grame de ceva și vine un prieten, bă, n-am găsit să-mi iau și eu, dăm și mie unul să am și eu ce să fumez acasă, gata închisoare. Și problema cu legile astea noi pentru orice nu înseamnă iarbă și ketamina, adică vine un copil și ia trei pastile și îi dă la un coleg de clasă o pastilă, ia mă Mihai și tu că n-ai pentru chestia asta, acum se duce uh, la pușcărie, nu mai uite, poate să ia cu suspendare. dacă era, o, și dar e amuzantă treaba asta, dar în loc să oblige doar pe șofer să facă drag test, eu aș propune, așa în spiritul transparenței față de consumul de droguri, toți parlamentarii toți membrii guvernului, tot, toată funcționărimea publică, inclusiv de Ministerul de Interne, să facă constant un test, uh, un drag test. Și toate informațiile să fie făcute publice. Și să vezi acolo ce amuzament uh, general va fi, pentru că, na. A fost un caz în... Ai a... judecători, procurori, ai polițiști care au fost prinși, da. și drogați și cu trafic și politicieni, nu-ți mai spun. Că le, mai vezi cum li se rotesc ochii în cap ca la Flipper. Afo. Mai apar și pe la televizor cu pupila dilatată de... E suficient să -și fi văzut un om odată sub influența unei substanțe, să-ți dai seama că la care îți biară la televizor și e plin de adrenalină și mulțumește celului care a ieșit, nu știu, Iohannis președinte, bă, îți pui întrebarea dacă băiatul e, e e ok sau nu. Dar ei de ce să nu facă? Adică doar cetățeanul trebuie să fie umilit, bagiocorit și păi, bă, de ne, faceți o lege echivalentă pentru toți. Și începeți cu voi. Băi, domnul Bode sau Predoiu de la Ministerul de Interne, nu vreți voi întâi să vă faceți vouă un test și apoi colegilor de partid și de senat și de parlament și la guvern și inclusiv președintele și inclusiv orice funcționar public plătit din banii mei să se supună și la acestor rigori de umilire cu drag teste și cu nu știu ce. Și după a facem și noi cetățenii, că avem încredere în voi. Păi cred că dacă ar fi propus domnul Bode sau tovarășul și treaba asta, zburau a doua zi pentru că trei sferturi din colegilor ar fi pe nici nebun vrei să ne bagi la pușcărie. A fost un caz cu un parlamentar de la aur când l-au prins cu niște marijuana când intra cu ea în Parlamentul României, dânsul deținând marihuana la el atunci după care după niște timp se votează în pedepselor pentru deținere de droguri co pentru consum propriu printre alte pedepse și toată lumea de la aur, inclusiv parlamentarul prins cu manifana la el, au votat pentru înăspirea pedepselor, adică vă fumezi consumi în timpul liber, dar trebuie să fii una cu partidul, mai vrei să stai pe scaunul ăsta legislația următoare sau nu mai vrei să stai? No. Da. Era, consumăm droguri în timpul liber, dar suntem împotriva drogurilor în Parlamentul păi Român. Pentru că noi trăim în zodia asta, din păcate, România trăiește în zodia uh, ipocriziei și a ticăroșiei la vârf. Că vârful, din păcate, e bolnav. Societatea românească, în ansamblu, e mai bine decât a fost în alte epoci. Din păcate, elitele conducătoare sunt mai proze decât au fost vreodată. Adică sunt mai slab pregătiți cei care ne conduc acum decât au fost în cea mai neagră perioadă a lui Ceaușescu. Când cumva minima calificare sau competență era totuși un atribut pentru care erai pus într-o anumită funcție, că nu putea să fie orice dobitoc, să... De că te costă bani, când mai mulți, are cheile de la Ferrari, face accident, adică e clar că nu... Deci doar pentru că Ceaușescu erau un cismar cu patru clase, ceilalți oameni din elita politică n-aveau și ei voie să fie niște nu, cismari nu, cu patru clase. Nu, nu, și cam de regulă ca orice fel de societate să funcționeze, mai ales când se află într-o competiție și cu alte societăți, cum era comunismul versus capitalism, băi, erai obligat cumva să ai un nivel de competență măcar mediu. Ceea ce nu mai e cazul astăzi, pentru că dacă... Nu știu, te uiți la orice fel de politician de la Iohannis în jos și îi da. dai un test rapid de cultură generală, o să vezi că este sub un copil de clasa 6-7. Deci, care mergea. învață bine. Doar dacă îi dați lui cu 10 la facultate pe linie, el cu 4 clase ia 10 la Academia Ștefan Gheorghiu, nu mergea cu toată lumea din mm. plenara CCR, dar vrem mm. și noi nota 10, măcar un nou acolo. De ce? Bă, nu știu, ai că zicem că tovare și poate erau privilegiații aia de în conducere, dar șefii de instituții, de întreprinderi, de directorii, de combinate, generalii de servicii, de poliție, aia trebuiau să fie niște băieți instruiți ca să se leagă fenomenul, să facă față realității, că dacă ești total pe din afară și contează doar că ești dal nostru, ajungem în situația în care vezi copii de clasa 5-a 6-a care sunt mult mai inteligenți decât cei din guvernul României, ceea ce e un pic ciudat, adică și ajung să fumeze baloane heliu de la doar <laughs> pentru că e legal, că am văzut o, o postare pe Facebook în care râdea lumea de niște copii care fumau baloane la colțul blocului da, în da, pauza de la școală. A fost ani în care își cumpărau de-astea uh, uh, de, -astea de uh, cu azot uh, ca la sifoanele Aia argintie de da, că da, se ai multe da, grămezi da, pe jos, da, 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 alea, da alea, alea Flaconul cu azot da. Că băgau un balon, trăgeau azot de la cu care e o nenorocire, îți seama, și timp de câteva minute, poate chiar zeci de minute, prăjeai creierul total. Corect, și, și făceai să Ia, ia prinde-l prinde prinde pe ăsta, pe drac că azotul trăiesc, că nu e pe listă, da. <laughs> nici nu da. substanță Faci ca alea în clasele mici, mă strângi de burtă tare <laughs> să-mi pierd cunoștința. Da, lui. da, 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 păi da. Și am rămas la modul de ce râdeți de copie a ce vreți, să fumeze marijuana să aibă toți dosar penal, să nu mai aibă voie să părăsească țara, măcar azotul ăla e legal, nu le face nimeni dosar penal, că da, fumează da, baloane. Asta e o nenorocire. Da, adică dar măcar aia... au vrut să fie safe în limita, în limita legii. Aș vrea puțin să vorbim despre răspunderea copiilor cumva și oalele sparte și un story pe care l-am văzut din alt podcast de al tău dacă vrei să vedem story-ul și după aia să-ți pun niște întrebări pe, pe marginea lui. Sigur. Bă, vrei să fii un derbedeu? Vrei să te drochizi? Ce-ți trece pe cap? Du-te, tati! Dar când vine factura și a venit miliția, mi te-a luat ai leșinat, pe stradă, ai căzut tu ești copilul meu. Dacă vii și zici să-ți plătești, bă, eu am să-ți plătesc, că n-am cum să te las. Dar nu e fer. Adică eu dacă nu mă asculți când îți spun să nu faci ceva și tu faci și e nasol, nu vrei să viști un om corect, plătește toate de spart. Păi mă ia la pușcărie, tu te... Și atunci o să vezi că în momentul în care tu înțelegi de mic că orice libertate vine la pachet și cu o responsabilitate, te duci singur. Prima întrebare pe care vreau să-ți o pun după acest story, eu sunt de acord cu storiul în general, dar vreau să te întreb dacă sunt cam scumpe oalele sparte. Adică mergem amândoi într-un într magazin chinezesc, pargem niște oale, 10.000 de euro bă, lasă o încolo, ce sunt din dinastia Ming, sunt toale, nor sunt oale romane, cei cu ele? Prins pe cineva cu jumătate de gram, gata, îți revocăm suspendarea, pușcărie, ei și pe deapsa anterioară, ia și trei luni pentru jumătatea asta de gram, plătește-le, cât costă avocatul? 5.000 de euro, plătește o altă parte. Da, de aici e, e, rupt ruptul cumva, dintr-un context da. mai larg, aici era vorba despre uh, libertate și responsabilitate care Intervin la o anumită vârstă când copilul devine conștient de propria sa libertate și încearcă nu să-și identifice și propria identitate, care de multe ori nu trebuie să se mene cu, ap cu apăriților, că e normal da. să fie așa. Dar dacă tu ai o relație corectă de camaraderie, în primul rând, și de prietenie cu copilul tău, când ajunge la vârsta respectivă în care el oricum va lua o decizie, indiferent dacă tu l-ai învățat sau l-ai povățuit sau i-ai spus să nu o facă e ca la Adam căruia Dumnezeu i-a spus să nu guste de pom și el a gustat, adică n-a avut nicio problemă. Și așa facem și noi. Și atunci eu așa am fost educat, adică mie părinții mei mi-au dat toată libertatea din lume. Adică ei când au considerat că eu am o anumită personalitate și m-am format suficient ca să pot să am pretenția să fac ceea ce vreau. Au avut o discuție cu mine în care mi-au spus, băi, e perfect, adică ai ești suficient de autonom încât să poți să nici să nu ne mai asculți. Că oricum, dacă noi spunem ceva și tu nu vrei să faci, oricum o să o faci. Dar gândește-te să fii și fer, adică în momentul în care te-ai dus la restaurant și e comandat un fel de mâncare, să ai bani la tine să-l plătești. Adică nu e corect așa? Bă, dacă tu vrei, nu știu, să faci ce vrei tu. Și ceea ce ai vrut tu să faci are o consecință gravă care nu te afectează doar pe tine, poate îl afectează și pe altul. Tu ai omorât pe unul, nu știu, te-ai vrut tu să fii șmecher, te-ai luat la bătaie cu unul, un pumn în barbă și a murit ăla. Și vii la mine să te ascund, să te cocoloșesc. Eu n-am să te ascund, n-am să te cocoloșesc. Deci tot copilul meu te voi absolut la fel, nu se va schimba nimica. Dar sănătos pentru tine este să-ți plătești fapta. Corect, dar cumva pleacă de la premiza story ăsta dacă vrei să fii un derbedeu. Și întrebarea mea este dacă copilul meu nu este un derbedeu, adică nu conduce mașini, nu omoare oameni cu mașina, poate nici nu are carnet, poate merge cu uber acasă sau cu autobuzul. Vine poliția, oprește Uber-ul, că mulți oameni nu știu, dar poliția oprește și uber și bolt și acest transport și îl găsește cu un gram, două grame de ceva, Nu la, asta, nu la da. asta ne referim. Noi aici noi vorbeam de chestiuni fundamentale de viață și de moarte, de decizii majore. Adică storiul decupat din din podcast, din, acela din am văzut podcast, -ul podcast -ul. care e mai, da. mai, mai amplă discuția. Secvența în sine nu poate fi ruptă din context. Eu mă refeream acolo la un context foarte concret. Dar pentru... Asta ce, ce spui tu, evident că este un abuz Din partea unor autorități Și atunci am să Evident că suntem toți acolo Toți pentru unul și unul pentru toți Că e o nedreptate și nu doar dacă e copilul meu Poate să fie și copilul altcuiva Dacă se întâmplă o asemenea nenorocire Cum să nu te ridici împotriva unei nedreptăți Deci în România Sunt și cazuri când oalele sparte Sunt prea scumpe de plătit Dacă absolut. nu e ceva foarte grav Absolut, absolut, evident Evident. Băi, cel mai bun exemplu este în uh, Parfum de femeie, dacă ți amintești filmul cu Al Pacino Orb, uh, și când are el pledoaria în comisia de la liceu, nu? Știi filmul mm -hmm. în care protejatul lui uh, cu alți copii fac o nenorocire pe acolo și trebuie pedepsiți. Și ăsta care n avea pe nimeni era mai per față de alți copii care aveau niște părinți foarte șmecheri și nu știu ce și când îi judecă acolo cam toți dădeau de dintre profesori și astea vreau să le excludă pe ăsta cel mai, să dea și un exemplu cam cum se întâmplă cu autoritățile da, din România. Să martirizeze pe cineva să vadă că se poate. Da, și atunci ăsta are un discurs al Pacino care e absolut senzațional și în care spune că ați ratat scopul, școala nu trebuie să facă altceva decât caractere. Și dacă, că spunea că dacă nu spui cine a mai fost cu tine, ești complice, te dăm afară, nu știu ce. Și el a zis, bă, nu spun. Și asta al spune, bă, dacă voi nu apreciați bărbăția, determinarea, asumarea și nu vreți să încurajați lașitatea, obediența, spaima de sistem, înseamnă că v a tratat uh, misiunea sfântă. Voi aici trebuie să creșteți caractere. Nu conjuncturi din astea favorabile în care unul se scoate că pe celălalt. Că asta nu e un caracter frumos, asta va deveni un adult, o nenorocire. Corect, asta mi se pare că scoate școala românească în momentul de față. Nu mai capete plecate și toată lumea dă același comentariu la română și aia, dacă cuiva nu-i place Bacovia, nu poate să zică că mie nu-mi place poezia asta, îți cade, pierzi trei puncte automat dacă zici că Bă nu da, place. Păi, da, pentru că școala, când e pusă în sistem slujba unui sistem ticălos, el omoară vârful, ia școala, omoară vârfurile, adică e taie tot ce crește pe verticală și încurajează mediocritatea pe orizontală, adică toate oile să fie să încapă în, în între gardurile astea. Cum iese unul și are idei, are alte viziune, vrea cu cea mai bună credință să pună sub semnul întrebării ce spune altul despre ceva ce n-am dreptul. Bă, eu nu sunt de acord cu, nu știu ce spune George Călinescu despre Eminescu. Dacă eu am argumente, nu sunt de acord doar că nu sunt eu de acord ca un cretin, dar dacă am niște argumente și bă, încerc să vin și cu o altă variantă și cu o altă chestiune, Basta o chestie care, într-adevăr, te ridică din mediocritate și te plasează undeva unde o societate ticăloasă sau un sistem de, asta de forță nu are nevoie de tine și atunci te taie frumos, te apasă, trebuie să, să fii acolo, să fiți toți gri. Corect. Another brick in the wall. Și, <laughs> exact. și cum te revolți împotriva sistemului sau ai niște argumente. Mi-aduc aminte când eram la liceu, nu-mi convenea că ne puneau pe toți să purtăm uniformă. Era un fel de cămașă albă mm. și cu o cravată mov. Și le-am dat argumente pentru care nu sunt de acord cu uniforma. Pe lângă faptul că te pune să o plătești din banii tăi și nu ți-o dă liceu. Nici nu te face să fii mai obedient, că erau copii care fumau în baia școlii cu uniforma pe ei, deci zero obediență și nici nu mascau diferențele sociale, că puteai să ai Adidas de mii de euro, te duceau părinții cu bmw mai aveai și telefonul și care și un rucsac. Și atunci le-am dat 4-5 argumente pentru care de ce uniformă? Toți profesori? O -o -o. Păi ce? da, mă, pentru că s-a pierdut, pierdut esența antică, a de școală. Școala, trebuie să școala nu te învață nici materii, nici meserii, nu este scopul școlii. Este, în primul rând, să formeze caractere. Și caracterul este individual. Și să scoată de la un individ ce are el mai bun. Nu să scoată o medie de la toți indivizii, o medie. E o prostie. Asta înseamnă mediocritate. Adică dacă ai tu ai un geniu în clasă și 99 de proști, nu trebuie să-l omor pe geniu doar pentru că sunt 99 de proști. Trebuie să accepti cu onestitate că ai o clasă formată dintr-un geniu și 99 de proști. Nu să spui că am o clasă foarte bună. Pentru că îi ridici pe ea 99, coburându-l geniu și zici undeva la mijloc că am o clasă bună. Păi nu așa se face media. Sau uitai aripile geniului și nu-l lași să acceadă în alte clase, cum sunt alte sisteme de învățământ. Dacă te vede că ești mai inteligent, poți să te muți din clasa 6 în clasa 9. Păi, am, 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 că, am asumat o știre la televizor absolut cu tremurătoare. Niște copii, niște părinți din Oradea, care aveau niște copii foarte mișto, au conștientizat faptul că își tâmpește școala. Adică ei se duc la școală și sunt mai proști decât se duc la școală decât erau înainte când erau liberi și aveau personalitate. Și atunci ei au retras de la școală și până noi ne asumăm homeschooling-ul. Ne asumăm homeschooling-ul, le luăm profesor, i-am întrebat pe copii, bă, ce vă interesează? Păi eu vreau să franceză și geografie, bă, ți-aduc profesor de franceză și te specializezi pe ce-ți place, ție și te și foarte frumos. Și copiii ăia vorbeau excepțional și erau mult mai deștepți, clar, decât toți care se jură. Și directoarea, o milițiancă și aia, despre de, 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 ce vorbim, I-a dat în judecată pe părinți că le-au îngrodit dreptul copiilor la sistemul public de învățământ. Și li s-a făcut dosar penal părinților că cum și-au permis să-și scoată copiii din sistemul de învățământ, că ei trebuie să beneficieze nu? de sistemul public de învățământ. Și spun, dar nu beneficiază. Se tâmpesc, uite, dacă vreți, dăm teste dumneavoastră veniți cu cei mai buni copii de la liceul dumneavoastră și eu vin cu copiii mei și dăm teste la ce materie vreți dumneavoastră și dacă ai mei sunt mai proști decât sau iau, obțin un punctaj mai mic decât ai celor de liceu, asta înseamnă că într-adevăr am greșit noi și am extras dintr-un sistem performant și am greșit. Și bineînțeles că n-a fost nimeni de acord cu tese, pentru că se vedea de la opoște că copiii aia făcând cu plăcere și investind cu bucurie în cunoașterea lor, erau mai deștepți decât unii care erau obligați să stea la chimie, dacă nu aveau chef de chimie, să învețe nu știu ce materie care oricum nu le folosea la nimic, și mai mult era o ipocrizie, dar la notificat acolo un barometru la care îți dă ție salariul de profesor sau de ce ești, tu, tu toți profesorii erau mulțumiți să noi avem elevi, totul e și... Avem ore să ne justificăm salariile, cum preda predai istorie și geografie la Mate Info, deși nu are nicio logică. Da, și atunci noi, din păcate, nu mai avem un sistem de învățământ care să scoată oameni frumoși. Școala pe vremuri te ajuta să devii cum și armata. Armata nu era să-și bată și cineva joc de tine și să te pună să pescuiești în chiuvetă sau să te trăști pe supaturi și alții mai mari să-ți dea cu bocan cu un gură și să scui pe semințe în cap. Că asta nu e armată, e pușcărie. Armata, scopul ei era de inițiere, adică să vină un băiețel timid, mlădios, care e la vârsta biologică de a deveni bărbat și de a învăța nu să-și asume masculinitatea care venea dintr-o dată pe stel hormonal și nu știa cum să-i gestioneze treaba asta. Și cât armata era așa, când te întorceai din armată, te întorceai bărbat, adică plecai băiat și te întorceai bărbat. E era șirit inițiatii pe care triburile îl făceau când îl duceau pe la mic la vânătoare și îl lăsau în pădure și au datitul, descurcă-te că te așteptăm în sat. Și el stătea la singur și învăța toate emoțiile nu? și toate responsabilitățile pe care le va avea de acum înainte că e bărbat, nu mai e un copil să depindă de alții. Corect, cum era și la Imperiul Roman că te puneau în armată să dezvolți masculinitate, dar după aceea s-a stricat cumva armata în România în anii 90, să zicem, era cum spuneai tu să te mergi pe subatul. Înainte, până să... anii, cam până 80 s-a stricat. Când la 80 s-a stricat, începea să fie o bătaie de da, joc, să da. speli cu pasta de dinți, da. cu periuța și pe jos și aia să fie o milință de A, să și nu să te numai. duci la cartofi și să cu culești porumb în uniformă de soldat sau să-l ajuți pe colonel să-și ridice o, o, un garaj în curtea lui adică o mizerie deci nu te învăța numai să sari din avioane și să tragi cu arma și lucruri în slujba patriei. Începea să fie și deformată sensul acesta de a-ți apăra țara, a-ți proteja neamurile și de acolo și frica oamenilor pentru armată să zică mamă, mă înscriu la facultate doar ca să nu mă duc în armată, că am auzit și da. povești de genul. Da, 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 Era o bagiocără, adică la un moment dat ajunsese armata să fie o școală de bagiocorit oamenii, nu de făcut caractere puternice bărbați. Ok. și, 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 în... și ca dovadă că uite școala asta militară care își bătea joc de soldați în anii 80 a ajuns să fie armata care este astăzi în România de te e mai mare rușine. Sau Iată. oamenii care au făcut armată, să zicem, părinții, bunicii noștri, whatever, și au început după aceea să-și bate copiii acasă sau să-și umilească proprii copii ca să își reverse pe cineva umilințele pe care ei înșiși le-au da, trăit acolo. Da, așa este frustările pe care le-au primit ei, să le reverse mai departe asupra familiei lor. Uite, le recomand celor care ne privesc neapărat că n-au văzut documentarul Arnold. Viața lui Schwarzenegger poveste chiar de el și făcut foarte bine cu cele trei capitole mari din viața lui, atletul, actorul și politician. Și povestește Arnold. Și cum s-a întors Taikă să după front în al doilea război mondial, un austriac zis care era frustrat că și pierduseră războiul și nu știu, și cu toată generația aia de tați care s-au întors la sfârșitul lui 45-46 în Austria și care își refulau toate mizerile și toate stresurile post-traumatice astea pe copii și pe neveste și cum au trăit într-un mediu absolut infernal, care par nu l-a împins în spate să și fugă din Austria, să nu mai vrea să aibă de-a face cu ăștia și să-și începe o viață și să le demonstreze tuturor că el poate să se descurce singur și pe el l-a întărit treaba asta, pe fratele lui care era și mai inteligent și mai preferatul familiei așa, l-a distrus comportamentul al părinților și omul a sfârșit-o prost, adică nu vreau să spoilerez prea tare. Dar unul a reușit să urce toate culmile pe care și le-a propus, având rezistența sa la nenorocirea din familie, altul s-a lăsat copleșit și n-a sfârșit-o bine. Crezi că și inteligența l-a săpat pe fratele său cumva să nu poate să reușească la fel ca Arnold, când ești un om mai inteligent, ești și mai empatic și e simți mai da, mult? probabil se mai se sensibil. De, era vorba, da. adică, pe unul l-a devastat emoțional foarte tare și l-a răvășit, i-a mâncat identitatea, pe celălalt l la... L-a motivat să se schimbe, să arate că se poate, în timp da. ce alți oameni devin mai autodestructivi da, și da, mai da. pedepsitori cu ei înșiși dacă da, trăiesc da. această pedeapsă interioară. Păi, și în momentul de față, cum ajung oamenii să devină oameni frumoși sau să își formeze caracterul? Și părinții pentru copiilor, dar și oamenii care n-au avut șansa și norocul să fie formați oameni frumoși de câte familie sau de câte școală. Cum ajung să se formeze singur la un moment dat? Eu cred că dacă oamenii nu mai sunt atât de căpoși și atât de stupizi în a considera că doar ei au dreptate și că doar lumea lor e cea frumoasă și că doar muzica pe care au ascultat-o ei e muzica cea bună și care au încredere că fiecare generație vine cu ceva, vine și cu ceva minus, dar vine și cu ceva în plus. Vine să și corecteze cumva ce n-ai fost tu capabil să faci. Că e o evoluție și spirituală și materială și tehnologică, dar e și una spirituală în chestia asta. Și dacă oamenii ar fi mai liberi în capul lor și ar înlocui frica indusă de sistem, de biserii, de ce fi fost în istoria totalitarismului asupra omului de-a lungul evoluției sale și ar avea mai multă încredere decât frică și mai mult drag și mai multă empatie în primul rând față de copiii lor și față de familia lor, că aia e familia ta, mă, cum să nu te porți frumos cu copilul tău, cu soția ta, cu soțul tău, cu mama ta, adică dar și, -și tâmpit, adică e clar că mediul ăla în care tu o trăiești, indiferent cât te ai, dar tu da, dai energia. E, te ești tot timpul într-o frustrare, într-o supărare și în scrâșne de din și te și mai răzbun că te bătea pe tine tactul de răzbun și tu acum bătându-l pe tu, înseamnă că ești un dobitor care vă merita soarta și atunci nu am niciun fel de considerent față de genul ăsta. Dar dacă lași un pic uh, sufletul să zburde mai, Liberul. Și dacă doar studiezi așa un pic și vezi că lucrurile se manifestă mult mai frumos când nu sunt obligatorii, când nu sunt îngrădite, când nu sunt forțate, le lași să crească de la sine așa. Eu zic că atât de simplu, e, adică nu e, e o filozofie în spatele chestiunii. Pe și oamenii care au un fel de energie negativă în spate, adică cum spuneai tu, ești supărat că te-a bătut tai, că tu ce să-ți faci? O, adică ok, nu e vina copilului pentru asta și atunci ce? Cum refulezi această energie negativă? Te răzbun la maturitate pe tatăl tău? Te duci la biserică să te reculegi? Nu știu, trebuie să... La că... psiholog, la ceva? Da, trebuie să faci tot ce să ție în putință, dar pentru asta te să conștientizezi că ai o problemă, că tu poți să crezi că n-ai nicio problemă. Mulți dintre criminali în serie, cred că sunt niște oameni perfect sănătoși și că noi suntem bolnavi și că na, victima e de vină, nu că Dar dacă omul simte că e ceva neregulă, să se caute, să se cerceteze, să meargă unde vrea el, să meargă la biserică, să meargă la duhovnic, să meargă la psiholog, să meargă să se de vorbă cu niște prieteni, să se cerceteze și să-și caute motivele care îl împing să fie nefericit, pentru că noi nu avem de la sine blestemul nefericirii. Noi suntem cu toții nefericiți pentru că am undeva am greșit, adică am gândit greșit, am acționat greșit, am ales greșit. Nu e nimeni nefericit că așa trebuie, adică domne și ne-a blestemat Dumnezeu pe toți să fim niște cretini. Nu. Avem toate instrumentele și emoționale și raționale și timpul numit viață ca să putem să ne facem propria noastră sinteză propria noastră analiză, să vedem ce e bun, ce nu e bun, să le încercăm pe toate, să vedem care sunt bune, care nu sunt bune și să avem răbdare și îngăduință. Atât îi trebuie omului să fie fericit, răbdare și un pic de îngăduință. Adică de ce să te judec eu pe tine că tu nu semeni cu mine? Poate am multe de învățat de la unul cu care nu semeni, că dacă suntem toți la fel, căcat, nu avem, <laughs> nu e nimic interesant în da, și fiecare dintre noi are puterea de a schimba singur viața, ori de a fi, cum spuneai tu, de Arnold, că a vrut să demonstreze tuturor că se poate și a plecat din Austria și și-a construit viața în altă societate, în cea americană, în cea germană, mai întâi. Fie oamenii care vor să trăiască în țara asta să poată cumva să-și facă colțul lor de rai, să... Să, aibă să respect față de, primul rând, față de familia lor, că acum... Chiar dacă părinții te-au pus de nenorociți, bă, dacă tu ești aici, înseamnă că cumva le datorezi și lor treaba asta. Și atunci nu-i judeca, că nu știi, poți să-i judeci, nu știi ce anume îl face pe unul. Uite, pe tasul îl făcuse să fie un cretin, o, o traumă fantastică, războiul, o, nenorocirile, ideologia falsă în care a crezut și când și-a dat seama că de fapt a Și atunci om a venit suma tuturor neîmplinirile de o fostare de maximă și nu a reușit să depășească chestia asta. Nu era rău că era rău. Era rău pentru că viața l-a condus acolo și l-a băgat într-un blocaj. Și atunci când înțelegi lucrurile astea, nu trebuie să le mai judeci. Poți să le accesezi, poți să le ierți, poți să te detașezi, poți să pleci. Adică, bă, nu mai poți să stai cu tactul că e abuziv. cât ne? Ani? 18 ani. Păi ia asta, ia în spate, du-te vezi de viața ta, fără să trăiești tot timpul cu frustrarea mamă și când îl prin pătată, îi rup picioare. Că nu te la nimic, adică. Da, după aia tot supărat ești și după ce faci lucrurile. Da, asta și după tot. ce moare, după aia îți pare rău. Și, bă, uite-bă, poate. Înțelegi că lasă lucrurile să să treacă de la sine. Că și, ele trec oricum. Și dacă vezi că nu-i poți schimba pe oamenii noi, lași în Dar de ce să vrei se... să-i schimbi? Vezi, aici e o mare greșeală la fiecare dintre noi. Că noi tot timpul avem senzația că suntem îndreptățiți să schimbăm pe cineva. Nu, tati, dacă nu-ți place de tine, schimbă-te pe tine. Nu poți să schimb nici pe ea, nici pe el, nici pe mine, nici pe nimeni. Tu. Da. Dar pe tine te poți schimba. Acolo ai instrumentele. Și atunci dacă nu-ți place de cineva, adică de tine în primul rând, schimbă-te pe tine. Dar dacă nu-ți place de mine, poți să nu te mai întâlnești cu mine. Nu trebuie să obligatoriu dacă ne întâlnim, eu să fiu să semăn cumva cu tine ca să mă placi tu. Că niciunul nu o să mă schimb. Și atunci oamenii se schimbă doar când vor ei să se schimbe pe sine. Când vrem să schimbăm pe ceilalți, deja suntem narcisici, și intrăm într-o zonă de patologie periculoasă. Să-i ascultăm pe toți după chipul nostru. Cam timp. așa ceva, da. Ana. Adică asta este o formă de sociopatie. Adică, e... Puțin mai e până să și omor pe unul că a îndrăznit să, se, să reziste Daltei cu care vrei tu să-l modelezi Să-l omori metaforic așa în suflet Să-i reproșezi, de ce nu te schimbi De ce nu da, ești ca da, de ce da. nu faci așa Asta, în prima fază îl omori metaforic Și odată îl omori și fizic De dement, adică Că până la urmă criminalul la serie Întâi omoară în capul lui pe toți, După care, nesatisfăcându-se că nu ia și omorul fizic Trece la următorul nivel Adică sociopatul, dacă nu se tratează, devine psihopat dacă nu se tratează psihopatul, devine criminal în serie și așa mai de ai, că trebuie la un moment dat tratament. Fiecare dintre noi, într-o perioadă a vieții, poate am avut impresia că putem să schimbăm oamenii sau să-i reparăm sau să ne luăm micul nostru proiect, să zicem, bă, femeia asta o iubesc, că îmi place de ea, dar îi văd și lucruri negative, dar poate că la un moment dat o să se schimbe sau o să o schimb eu. Și când îți dai seama că nu se poate sau nu-ți dorește, ai ca opțiuni fie să accepti așa cum este ea cu defect Așa se de numește ei. iubire, când o accepti așa cum este ea nu cum ai vrea tu să fii, abia din momentul la putem afirma că o iubești. <gângă> Până atunci nu. Până atunci e doar atracție fizică. <gângă> da, și mai mult iubire de sine, așa, adică ce frumos mă oglindesc eu în uh, celălalt. Merg cu păi, fata asta la braț, și da, toată lumea. Da, da. Cine ești tu în primul rând, De noi toți avem senzația că suntem cineva, deși nu suntem niciunul dintre noi, chiar dacă suntem împărații lumii sau gunoierii lumii, noi suntem și totul și nimeni în același timp. Atunci, Așa să ne punem singur coroana și să zicem, băi, am, eu am dreptate, tati. Păi ce eu care am studiat, am făcut, am, am ăla care nu știe. Și din momentul în care tu deja te-ai pus pe o treaptă de superioritate față de oricine altcineva, în momentul ăla ai devenit un sociopat. Suntem totul pentru noi înșine, dar la fel de bine am putea să fim și nimeni pentru ceilalți Absolut. dacă nu levităm în sfera altor oameni de interese. Absolut. absolut. Și cine absolut. era, nu știu nimeni, dar Cine că... era Shakespeare pentru unul care vindea pește, fiind contemporan cu Shakespeare, dacă care habar n-avea cine Era unul, oarecare, care cumpăra și el pește de acolo. Asta cel făcea pe Shakespeare, mai puțin valoros. Corect, cine era regele Spaniei pentru cineva care este în Slovacia? Evident. Nu știu. Sau chiar și pentru unul care stă în Spania, dar nu l-a interesat niciodată cine îl conduce pe el. Da, corect. Da. Asta e. Nu e atât de complicat să fii fericit. Dar trebuie să realizezi că ești în primul rând nefericit ca să vrei să fii fericit. Dar mulți nu îți dau seama de treaba asta. Mulți confundă fericirea cu referențialul pe care l-au avut ei. De asta, vezi, băia în erau mai deștepți decât ăștia din societatea modernă, pentru că ei știau că e nevoie la un moment dat copilul să plece, să treacă de la o vârstă la alta printr-o inițiere, prin ceva. Asta era și scopul pentru care tu trebuie să pleci cumva de acasă, să te duci la școală, ca să nu te cocoloșească același mediu că te strică. Buda trebuie să sară gardul. Adică fiecare individ trebuie să aibă libertatea de a pleca unde vrea el și de a se întoarce unde vrea el. Nu poți să-i pui lanțul de picior și să zici, bă, eu te iubesc atât de mult încât nu te-aș să pleci prea departe dacă îl iubești cu adevărat, lasă să plece până la capătul lumii. Pentru că știi că se va întoarce și pentru că vei Și dacă nu se va întoarce, înseamnă că n-a vrut să se întoarcă. Asta înseamnă că îl mai iubești sau nu îl mai iubești. Îl mai iubești în continuare, că e copilul tău, îl lași să exploreze, chiar dacă se întoarce sau nu. Pentru că și dacă îl ții cu cât îl ții mai mult, e ca o colivie de aia unde ții o pasăre și explodează. Se duce așa, Absolut. când s-a deschis așa, Absolut. durează mai mult. Asta e adevărul. Nu poți. Așa e natura acestui specimen ciudat numit omul, de a fi mimetic când e mic, de a găsi personalitatea și de a fi antimimetic, adică el nu mai vrea să semene cu nimeni și la pucă pandalide, după care se mai maturizează un pic și realizează niște lucruri, după care îmbătrânește și se mai îndulcește și e foarte mișto, adică toate vârstele pe care trecem vin cu ceva Alor, lor. Asta că eu vreau să rămân veșnic tânăr este o prostie pentru că nu mă bucur de ceea ce îmi poate oferi bătrânețea, care poate să fie foarte mișto. Nu spune Pata într-un podcast foarte frumos că pe vremuri oamenii respectau pe bătrân pentru că recunoșteau că în ei au avut timp să se maturizeze virtuțile. La tineri, virtuțile sunt tinere și atunci sunt impetoase, sunt, dar nu sunt coapte. E ca un fruct. Păi, una e să mănânci o banană verde și alta e să mănânci o banană coaptă. Dar și trec de la un lucru la alta, pentru că te, de, la o vârstă poate te intrigă sau te excita anumite lucruri. Cu cât te înaintezi și faci chestia asta de 100 de ori, de 1000 de ori, îți dai seama că e cam goală ca și nuanță. Când ești tânăr, ești mai predispus să mergi la toate petrecerile, la toate balurile, la toate bine așa. Fiecare toate vârstă. Da, frate, du-te. Dacă îți vine să te duci, du-te. Că dacă tu îți vine să te duci și nu te duci, te vei frustra că nu te-ai dus și vei urât toată viața pe aia care nu te-a lăsat să te duci unde tu vrei să te duci. Și oricum te-ai dus cu gândul tău. Ai că tu oricum nu erai acolo. Nu? Ai că dacă tu mă pedepsești pe mine să stau în camera mea în timp ce toți colegii mei se duc la petrecere, eu sunt în camera mea, dar eu tot la petrecere sunt. Cu gândul, da, și după aia o să și faci după aia te Și țin minte aia... că mai ținut în cameră când alții se distrau și se strică o relație prostească. Şi și nici măcar nu se oprească la infinit, adică oamenii care și-au dorit expre lucrul ăla, la o altă vârstă o să-l aibă. Dacă nu o să-l aibă la 15-20 de ani, o să meargă în clubul la 30 de ani, da. la 40 de ani. Da, și o să fie să... ușor penibil să vezi pe unul de 60 de ani cum face și pagatul lângă niște fete tinere. Zăi seama că săracul a avut o copilărie nu tocmai fericită. Da. Da. Așa e. Ce voiam să te mai întreb. Eu, uh, mult timp, nu am dat de carnetul de șoferi pentru că am avut o viață mai uh, high life, așa mai, uh, mai smokey de vreodată, adică nu era că fumasem acum două săptămâni am modul și azi și a durat mult timp în care nu mi de asta nu mi-am luat carnetul de, Ai de făcut șoferi foarte bine. și nici nu mi dădeau părinții mașină să o conduc, o trebu le trebuia mașina în Mangalia să care cumpărăturile la Lidl cu mașina aia, deci oricum nu aveam ce să conduc în București în contextul actual în care nu mai fumez decât dacă merg în vacanță în Germania și sunt mai ok acum, mai merită să-mi iau carnet de șofer în această epoca lui 2024? Depinde. Nu știu dacă merită sau nu merită, că nu e ceva care să facă să merite sau să nu merite treaba asta. Eu cât nu am avut permis, doi ani jumate aproape, Uh, m-am simțit foarte bine în sensul în care m-am obligat singur să merg pe jos mult mai mult decât uh, am, -am făcut-o vreodată. Ceea ce a venit cu un plus uh, de tonus, de oxigenare, de uh, prezență, de timp de a observa lucrurile pe care din mașină n-ai timp să le observi. Adică a fost o perioadă mișto asta de pieton. Nu m-am supărat. Adică nu m-am supărat că am rămas fără permis. Mie mi s-a părut doar amuzantă Uh, chestiunea de, legată de semantica despre care vorbeam, dar mie mi-a făcut bine treaba asta. Mi-a făcut bine că m-a uh, chiar și în Germania și în Olanda de a mai fuma. Da, am da. ajuns la vârsta la care pot să zic că uh, am trăit și experiența aia, nu mă mai interesează. Asta a venit și cu niște bani în plus în buzunar, <gântări> în buzunar că uneori contează și treaba asta și a venit cu plusul de mișcare și de mobilitate altfel decât cu mașina. Să mai stai și într-un metro, să mai vezi într-un autobuz, să mai vezi oamenii de aproape, să te mergi pe jos, să te uiți dacă clădiți, adică că e mișto. Dacă ai urgențe chestii, dar să știi că acum într-un oraș cum e București, eu zic că ajungi și mai repede, fără mașină decât cu mașina. Adică eu când eram pieton ajungeam mult mai repede la casa presei libere cu... Metro. Trebuia să mă aducă cineva de la mine de la țară până la metro și dacă acel cineva se ducea cu mașina până la casa presei libere și eu mă suiam în metrouri și schimbam două și luam și un autobuz până la casa presei libere, ajungeam înainte. Ai trăit vreo experiență în care să îți trebuiască în mod de și mașina, să zicem, ești, vrei să te duci într-o țară străină? Și nu, zici... s-a întâmplat cu că mea, pentru că maica mea coincidența a făcut să fie foarte, foarte bolnavă și să cadă în antecamera morții. Chiar în perioada în care am rămas fără permis, ea era în niște spitale, era cu pandemia, cu asta, destul de complicat așa și asta a fost singurul, singurul motiv poate care m-a lezat așa un pic, că nu mă pot deplasa foarte repede și la orice oră și oricând să pot să vin să o văd pe mea să stau, să fac, să trec. Că nu mai puteam, că nu puteam la orice oră, că nu aveam cu ce să ajung până acolo. Uh, dar în rest, nu. În rest, nu, 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 nu m-a afectat cu nimic asta, fără permis. Din pot de vă, am zis, cei 10.000 minim de pași pe zi în fiecare zi, sunt foarte importanți decât să te spui cu o mașină și să nu mai faci nicio mișcare. Și cei 50 de lei economisiți în fiecare zi timp de 2 ani și jumătate la fel un plus la buget. Și asta și... Da, da, vei, depinde din ce parte a paharului privești lucrurile. Întotdeauna există și o parte foarte pozitivă în lucruri cel mai negativ pe care trăiești și invers. În ce consider tu că e mamă? Aici l-am prins pe Dumnezeu din picior. Diavolul e la pândă imediat și acolo. E un echilibru în toate. Deci, pe total, a fost o experiență pozitivă cumva? Da, dacă ar fi să fac un bilanț gen contabil, aș spune că da. Cei da. doi ani și jumătate aproape fără permis au fost mai mișto decât dacă aș fi avut permis. Adică am câștigat lucruri pe care probabil nu le-aș fi, nu, nu le fi făcut din inerție, din prostie. Adică am mers, mi-am mi cunoscut orașul din care m-am mutat la pas și am făcut cele mai mișto plimbări nocturne cu nevastă mea de câte 3-4 ore prin, pe toate străzile din București. Am avut timp să le miros, farme cu povestea, să fiu atent la mai multe detalii decât de la volan și în trafic și nu știu ce. Adică da, pot să, să zic că a fost o experiență bună. Ok. Deci spui că merită să-ți iei carne, dar nu neapărat în București, dar neapărat, da, nu, știu, nu neapărat, nu dar nu să ai nevoie de el, gen să conduci frecvent, doar să-l Dacă să îți place -ai. să conduci, mie în tinerețe îmi plăcea să conduc. Adică eram nebunit să fac ore întregi cu mașina și să nu mă mai dau eu de mașină. dacă am chef să mă în mașină și 8 ore unde mă opresc, mă opresc. După ce am făcut și eu câteva sute de mii de kilometri Spre milionul de gamei, am mers mult. Acum nu mai am așa de mult chevi. Adică mai mult de două ore. că adică dacă fac București-Vamă cu mașina, cam m-am săturat. După aia n-aș mai, mai... Cel mai pus. mult până unde ai dus cu mașina? O, cel mai mult cu mașina m-am dus până în sudul Franței și m-am întors. Singurul șofer. 6.000 de kilometri. Mergând cam 1.000 de kilometri... Pe zi. Pe zi, în Occident, ca să zic așa, și am făcut în România. 400-600 de kilometri, cam cât făceam oriunde în altă parte, 1200, adică la dublu. Bă, cel mai opositor în România. Dar n-aș mai face. Adică după ce m-am întors din experiența asta, aveam și o Dace Logan, nu era cea mai confortabilă mașină și am trecut alpi, am plecat, au visea, Germania, Luxemburg, Elveția și am coborât Sudul Franței, și m-am întors pe partea de la altă. Adică am făcut așa ca un fel de cerc. Uh, N-aș mai face treaba asta. Înainte îmi plăcea. Ce-a plăcut ideea de drumeție în sine, bă, ne oprim astăzi da, în Germania, asta, ne oprim asta, astăzi în Elveția, astăzi a, campăm acolo. Astăzi da, asta asta mi-a plăcut. Adică să nu am nimic uh, pregătit, să am doar chef unde vreau să mă opres, să mă opresc, unde să poți să dormi și în par, să poți să dorm și în mașină dacă e prea scump hotelul. Și am dormit, dacă îmi convenea prețul la hotel, mă duceam la hotel, dacă nu și era cald afară și asta mă duceam într-un parc și îmi dormeam pe iarbă, dacă... Era, era... prea cald de, de ai drumul la aer condiționat era... care nu exista în Logan. Nu prea era la Logan, <laughs> da, era un prea. fel de aer condiționat așa, dar nu. Dar mi-a plăcut, n-aș mai face asta acum, am obosit, dar da, one-time trip sau ceva merge da. doar așa de explorat da. într-o da. mașină care se ducă, cum da. e la mod acum cu rulotele în spate, cu ceva. Bă, poate că dacă aș avea o mașină o, cu rulota încorporată, din de aia nu cu să tragi după tine rulota aia că e nasol, să ai un da. să mașină din asta poate m-aș mai aventura cu ea că chiar așa opriu, m-aș urca în căsuță și n-aș avea nicio treabă, știi? Foarte frumoasă discuția, mulțumesc să că ai una, venit. Mulțumesc. Dacă mai ai ceva de transmis oamenilor? n-am nimic de transmis, că eu nu sunt în măsură să transmit nimeni, nu nimic. Să o luăm și pe asta, adică și porcările astea legislative, care sunt proste și evident toată lumea de bun simț să-și dea seama, asta cred că fac parte dintr-o vârstă pe care trebuie să trecem. Adică n-aș lua -o foarte dramatic așa și mamă să nu mă frustrez și să mă cu energie negativă și să urăsc niște proști. Proștii nu merită nici măcar să fie urâți. că adică eu multă vreme am, aveam așa, am venea să, să, să în mănânc pe ăștia. Să zici la modul gata, mă mut din România, da, mă Da, am avut uh, excesele astea de, de frustrare care nu mi-au făcut bine deloc. Știa? Ne mutăm în Barcelona și postăm borcane cu iarbă ca tataie din Beauty Mafia. Da, nu știu. Cred că dacă le luăm mai puțin în serios și mai în zefle mea așa, nici nu ne mai afectează foarte tare. Cine și face să fii mai sănătos cumva dacă ne <laughs> lăsăm de lucruri pentru astea? Cred că da. Cred că în toate există un sens și dacă ți se întâmplă ceva, caută-i sensul și o să vezi că deși uneori pare că nu-ți convine deloc, la capătul experienței, sensul e mai interesant, e mai profund decât îl citești tu prima dată. Super, mersi frumos, și eu îți mulțumesc ca de fiecare dată.